Trecerea în neființă a marelui poet Mihai Eminescu a fost omageată și la Nisporeni prin depunere de flori la bustul acestuia din scoarul Casei Naționale. Astfel, dis de dimineață, locuitorii orașului, admiratorii poetului și autoritățile publice locale au fost prezente pentru a venera măreția poetului și pentru a păstra amintirea acestuia pururi veșnică. Mihai Eminescu este poetul de pereche. Nu s-a născut un alt poet la români care să fie comparat cu Eminescu. Eminescu este supranumit luceafărul poeziei noastre. Eminescu este poetul, opera căruia a fost tradusă în 150 de limbi de pe glob. Eminescu, cu alte cuvinte, este ambasadorul românilor în lumea întreagă. Milioane de români au aflat despre milioane de oameni de pe glob au aflat despre români și România prin opera, cunoscând opera lui Eminescu. Mihai Eminescu este mai mult decât un poet, spuneau fermi participanții la eveniment care au ținut să încânte lumea cu poezii și cântece scrise de Mihai Eminescu sau dedicate acestuia. Eminescu este începutul unei etape noi în dezvoltarea limbii literare românești, române, și în dezvoltarea limbii poetice. Eminescu a fost cel care a trăit cu interesele țării, cu interesele poporului. Dorul de poet a fost stins cu cântece, fiind pusă o liniște nemaipomenită în jur atât timp cât cei prezenți îl slăveau în melodii. Mihai Eminescu, prozator, poet și jurnalist român, este considerat cea mai cunoscută și influentă personalitate din literatura română. S-a născut pe data de 15 ianuarie 1850 la Botoșani și a decedat pe data de 15 iunie 1889 la București. Epuizat de munca de zi cu zi și probabil suferind de tulburare bipolară, Eminescu s-a retras din gazetărie în iunie 1883. În urma unei căderi nervoase în anul 1886, problemele sale de sănătate mentală au fost interpretate probabil eronat, ca fiind simptome de neurosifilis, poetul fiind tratat cu injecții de clorură de mercur. Eminescu a murit la 15 iunie 1889 în sanatoriul doctorului Alexandru Șuțu, fiind înmormântat două zile mai târziu la cimitirul Belu din București. Moartea a fost datorată cel mai probabil intoxicației cu mercur. Manuscrisele lui Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu în anul 1902. A fost ales membru al Academiei Române post-mortem în anul 1948. Anul acesta se împlinesc 133 de ani de la moartea poetului.